O femeie nu realizezi de obicei că ai o capacitate incredibilă de a vindeca. Ți se pare normal și firesc, pentru că o ai de când te-ai născut și presupui că și bărbații sunt construiți la fel. Totuși, e timpul să realizezi că ei sunt diferiți. Din cauza acestei lipse de conștientizare, destul de des ajungi să atragi un partener care este rănit sau indisponibil emoțional. Când întâlnești pe cineva care nu te apreciază și nu valorizează eforturile tale, o parte din tine simte că ai eșuat ca femeie și tot încerci să tot vindeci acel bărbat în timp ce te neglijezi pe tine. Dacă ai avea grijă de tine și de nevoile tale întâi, crezi că nu ai mai fi dorită de celălalt, nu? Din tânjala asta, după conexiune și nevoia de vindecare a celor din jur ca să fii dorită, continui să dăruiești din tine până la punctul în care ei te vor săcătui de energie și îți vei diminua valoarea personală. Oprește-te din a refuza să ai grijă de tine întâi. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți transformi corpul ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Vor în toate cu inspirație.